Salutare, bună dimineața, e 8 martie astăzi, cea mai urâtă zi de primăvară pe care am avut-o în viața mea. A plouat toată noaptea, plouă și acum. Oana e încă la lucru pentru că a avut o ședință în dimineața asta și din păcate cam toate planurile pe care le făcusem pentru ziua de astăzi s-au cam dat peste cap și s-au cam dus. Trebuie să termine destul de curând. Aici a venit încă un coleg de la Amazon cu o bucățică din cadoul pregătit pentru ea astăzi. Profit de ocazie acum și urez la mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor care urmăresc canalul ăsta, tuturor mămicilor, bunicilor și tuturor doamnelor de pe pământ. Să aveți o zi minunată și mai istorită decât asta. Eu acum mă grăbesc destul de tare pentru că trebuie să mă duc să cumpăr un buchet de flori și cred că mă sună Oana în momentul ăsta, da? Așadar ne vedem mai încolo. Ciao, ciao! Gata și cu buchetelul de flori. Oana a terminat, mergem acum repede să o luăm și vedem ce mai facem pe parcurs, că v-am zis, planurile s-au cam stricat, că e și vremea urâtă rău și s-au dat și peste cap din cauza că am mai avut ea ședința asta. Așadar, ne vedem mai încolo. Ciao, ciao! La mulți ani! Ce faci? Hai să-ți fac loc, că mașina asta nu mai e la fel de mare. Surprise! Hei, am sturcit bomboanele! Gata, mergem spre casă. La e... Bunica cadou și de pe Amazon? Da, carnețelul, cadouașul, ce zisem că te-am comandat. Hai să mergem spre casă, că plouă rău în continuare și nu știu ce să mai facem astăzi. Ziceam să mergem să ne plimbăm pe undeva, dar... Păi o să mergem. Vremea e not lucky. Da, dacă mergem că oricum trebuie să mergem la aeroport. Da. Hai că vedem, ne vedem mai încolo, ciao! Hai că n-am mai avut răbdare până acasă și a trebuit să deschidă... Nu pot să scot cheia din contact. Am niște chei de la casă prin buzunar, dar nu le găsesc. Nu știu. Am eu o unghie, dacă vrei. Nu e bine să ai geantă mare, vezi? Da, știu. Nu e bine să ai nici geantă mică, dar... Ia, încearcă cu cardul ăsta. Aha. Ah! Opa, pe cardul. Pe cardul. Și e mai important decât... Simpatic e. Asta e un pic mai mare, sincer. Ah, și are hârtie. Carnețelul. Stai să-ți arăt. Da, da. Hai. Până deschide, stați cu registrația. Ce mișto e hârtia. Nu e hârtie, cred că e reciclată sau ceva hârtia. Foarte da. Interesantă. Asta a fost ceea ce a venit după Amazon azi de dimineață. Simt plastic. Hai, gata, mergem acasă, ne vedem mai încolo, ceau. Gata, hai că am ajuns acasă și vroiam să vă arăt că a venit cartea pentru noua mașină. A durat cât? 4 zile? 5 zile? Puțin, oricum. 5 zile, cred că. Datele par să fie corecte, da. Și asta a venit prin poștă și ce e și mai interesant este că pentru mașina veche, când am dat-o acelei firme, apropo, referitor la firma aia, că nu v-am spus, mașina nu va fi casată și va fi vândută la o licitație exact în starea în care am lăsat-o eu. Cineva o va cumpăra și, mă rog, o va repara sau o va dezmembra. Ideea e că firma nu se ocupă cu casat mașinile, pur și simplu le cumpără de la proprietari și le vând mai departe către licitații și de acolo sunt cumpărate de proprietari. De câte mașini vindeau pe... 7.000 pe lună. 7.000 pe lună, nu? Da. Deci vor fi vândute la o licitație și de acolo mai departe treaba lor. Iar asta este cecul pe care a venit de la DVLA cu valoarea rămasă pentru taxa de drum, practic. Taxa asta, respectiv 30 de lire, pot să merg la poștă cu cecul ăsta și să recuperez banii ăștia, pentru că nu am mai folosit mașina în perioada asta și atunci taxa de drum pentru mașină mi-a fost returnată. E foarte tare chestia asta. Și cred că ar fi interesant dacă s-ar întâmpla asta și la taxe și impozite în România, nu? Mai ales cu taxa auto. Ce simpatic ești! Da. Cam atât deocamdată, cred că ne băgăm la un film sau, ba nu, trebuie să mergem afară să fac poză ca să trimit formularul pentru preschimbarea permisului, că n-am apucat să-l trimit ieri pentru că... Și să mergem la poștă să plătim taxa. Să mergem la poștă să plătim taxa și să mergem la poștă să recuperăm și banii ăștia și cam
aia e, deci ne vedem mai încolo. Ciao. Dar de ce te dezbraci? Ca să nu iasă gât ca lumea. Nu trebuie să ai și ochelarii? Nu. Trebuie să cau bani, prima dată. Așa, nu mai știu pe scaunel. Nu vrea să fac pe banii nici ăsta? Dar nu acceptăm monede? Select product using. Passport. Vezi că aici ai instrucțiuni, nu trebuie să stai. Nu trebuie să zâmbești prea tare. Select a product using indicated buttons. Or select other products to go back. Then press the green button. Please insert the amount shown on the screen. Or ușor că press the left arrow on the console to select another service. Eu vreau să-l introduc, dar nu mă lasă. Poate nu funcționează. Nu, cred că e blocat ăsta, că se aprinde roșu și n-am monezi. Că zice că acceptă coinsuri de 1 pound și 2 pound. Hai să cumpărăm vaza. Și ne întoarcem cu monezii. Mamă, trebuie să mai intru încă o dată. Frate, n-ai văzut așa ceva. Deci chestia asta ar trebui să funcționeze super rapid, dar nu e chiar așa de inteligentă pe cât pare. A, am niște moneze în mașină. Oricum trebuie să intrezi. Da, hai să mergem să luăm și monezile alea totuși, să fie totul în regulă cu ele. Mai încercăm o dată. Fiți acum, să vedem dacă reușim de data asta. Avem monezi, că funcționează treaba cu bancnotele. Ține-mi, te rog, ochelarii, fii amabilă. Păi, dar nu sunt eu asistenta ta. Hai să o luăm de la capăt. Hello, welcome. Select a product using the indicator. Please insert the amount shown on the screen. Or press the left arrow on the console to select another service. Aparent, cred că merge. Da. Merge? Da. Înseamnă că nu merge la capăt. Foarte frumos. Please follow each steps. Gata. Vezi, poate facem poze. Unde-i camera? M-aș uita la ea dacă ține. Ba nu, este că drept în față. Și după ne doată. Nu mai vorbi. Stai, că mai am încă 5 spații. Oh, portanul. Bine. Gata. Dacă Oana ar ține și camera orientată spre mine și n-ar trebui să mă plimb eu după cameră, ar fi de vis. Cât mai durează? Cât mai durează? Mult? Mă. Nebunie. Cel mai frumos dintre pământeni. Mamă, dar ce ochi ți-a făcut. Da, cred că are funcție din aia de... cred că are funcție de auto-correction, de beautify sau chestii de genul ăsta, că sunt... Zici că sunt fardat. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar... E total diferită fața mea de fața mea reală. Acum, asta e, da. Mergem să lipim poza acum și să mergem la poștă să depunem formularul. Gata, hai că am reușit să luăm banii de la DVLA pentru taxa auto. Din păcate nu se pot lua de la bancă, sau cel puțin nu se pot lua de la banca la care sunt eu înregistrat și la care am cont. Așa că a trebuit să venim la un fel de amanet, se cheamă The Money Shop, ca să pot să recuperez bani
de la DVLA trebuie să-ți facă un întreg cont și o întreagă harababură. Mi-au cerut permisul, mi-a spus că nu semăn cu poza de-mi permis, deci a fost o întreagă chestie, mi-a făcut o altă poză, m-a pus să semnez o grămadă de hârtii. Am reușit într-un final să iau banii, a durat toată distracția asta vreo 40 de minute. Cred că se întâmplă toată chestia asta pentru că amanetul ăsta este singurul amanet care lucrează și cu guvernul și atunci, lucrând cu guvernul, probabil e un pic mai strict de toată treaba. Dar dacă aveți de recuperat bani puțini, gen 10-15 lire, nu merită să veniți să-i mai recuperați pentru că au și o taxă de procesare de 5 lire, deci din 15 lire vă ia 5 și mai rămâneți cu 10, deci nu are niciun farmec să faceți treaba asta. Eu am făcut-o ca să văd despre ce e vorba și, mă rog, din 30 de lire care aveam de recuperat, am recuperat doar 25 și 83 de pence, că atâta era valoarea. Mergem acum spre poștă să rezolvăm cu trimiterea formularului ăstuia și cu toate documentele și toate cele și vă țin la curent să vă spun ce și cum. Da, deci după ce mi-au trebuit cam 10 minute ca să găsesc un loc de parcare în zona asta unde e poșta, am reușit, am parcat și am venit la poștă și poșta funcționează în Anglia exact cum funcționează și poșta în România. Respectiv de la 2 la 4 au pauză, lucrurile se mișcă foarte încet, sau măcar ajung scrisorile, ceea ce e un plus. Așadar, e abia 2:30, 3 fără 20, era ceva de genul ăsta, parcă nu? Și mergem acasă și o să trebuie să ne întoarcem, că n-avem ce să facem, trebuie să trimit toate documentele astea ca să știu că am scăpat de ele, că n-aș vrea să mai trec încă o zi, mâine lucrez și poimine și răspui mine, deci o să lucrez 3 zile la rând. Și nu știu dacă poate Oana să vină fără mine să le trimit, așa că mai bine vin astăzi și rezolv. Da, de frumoare, acum mergem acasă până la 4. Și diseară trebuie să ajungem, cum v-am zis, până la aeroport în Bristol să luăm pe cineva de acolo și probabil să mergem la un film înainte. Așa că hai spre casă și ne vedem mai încolo. Tata, e deja ora, cât e, 6, nu? Ceva de genul ăsta. Mergem să ne mai încercăm o dată norocul la poștă să vedem, poate reușesc să rezolv cu permisul. După care o luăm ușor, ușor spre aeroport, o să ne oprim probabil la un film pe drum, că avionul aterizează undeva la 10. Așadar mai avem câteva ore de pierdut pe undeva. S-ar putea să nu mă vedeți foarte bine pentru că nu e cea mai bună lumină, dar na, atâta poate GoPro pe lumina asta. Deci hai să vedem dacă reușim să facem ceva la poștă și ne auzim. Hai că am ajuns repede înapoi acasă ca să ne luăm cablurile de la telefoane și o tăiem spre film. A rezolvat cu permisul. Nu trebuia făcută la oficiul la poștal, pentru că de la oficiul la poștal poți doar să ridici colete. E un alt oficiu poștal de unde poți să și trimiți. Am plătit taxa de 43 de lire plus încă vreo 11-12 lire plicul, timbrele și securizarea plicului pentru că se trimite cu documente în el și poți să-i faci tracking și toate cele. Ajunge vine dimineața la DVLA și urmează să vedem când vine nou permis, cât durează și toate cele. A fost destul de simplă procedura, e un pic amețită toată treaba că nu știi la ce adresă trebuie să trimiți, trebuie să te caute după codul poștal, e un pic mai complicat, dar dacă găsești un tip amabil la oficiul poștal, te ajută el cu siguranță. Cam asta o să fie pe ziua de azi, nu mai au camera după mine. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, să dați share ca să vadă și prietenii voștri și evident subscribe ca să fiți mereu la curent cu cele mai noi clipuri. Mâine, poimine și răspoimine, n-o să filmez nimic pentru că așa cum v-am spus sunt la lucru, așa că ne vedem data viitoare. Ciao, ciao!